Debut cu dreptul pentru știința Bacău în sala de sport a școlii numărul 2 Constantin Platon. Studentele s-au impus cu 3-0 în fața unicului Piatra Neamț la capătul unui joc care a evidențiat supremația tehnico-tactică a formației pregătite de Florin Grapă. După un prim set câștigat la 18, știința a crescut în joc și pe tabelă, adjudecându-și următoarele două acte ale întâlnirii la o diferență de 8, respectiv 10 puncte. Cu această victorie, voleibalistele băcăoane ocupă poziția a 4-a în divizia A1. Dacă nu ar fi pierdut meciul de acasă cu Tomis Constanța, studentele ar fi fost lidere și singure cu maxim de puncte. La finalul acestei săptămâni, știința are parte de un meci cu grad mediu de dificultate la Târgu Mureș contra Medicinei, pe care trebuie să-l câștige pentru a se menține în primele 4 echipe ale clasamentului.